În weekend, gheața formată pe carosabil a dat mari bătăi de cap turiștilor care intenționau să ajungă cu mașinile în zona montană dâmbovițeană. În punctele 7 Izvoare și Podul cu Florile, gheața formată pe carosabil le-a blocat drumul unor turiști din Dâmbovița și București, aceștia aflându-se în imposibilitatea de a-și mai putea continua drumul. Turiștii 4 din București și 2 din Titu, județul Dâmbovița, cu vârste între 30 și 45 de ani, nu au mai putut continua deplasarea cu cele 3 autoturisme din cauza gheții formate pe drumul practicat. Jandarmii montani au intervenit prompt pentru sprijinirea acestora, le-au deblocat autovehiculele, în prezent turiștii aflându-se în afara oricărui pericol. Țină acolo blocată, nu-i da drumul! Pentru prevenirea incidentelor în munții Bucegi sau a limitării efectelor în cazul producerii acestora, jandarmii recomandă turiștilor care se hotără să plece la munte să plece doar cu echipament adecvat anotimpului, să nu lipsească lanterna, trusa de prim ajutor, dispozitivul de localizare și telefonul mobil, să folosească numai traseele deschise pe timp de iarnă, să echipeze autovehiculele cu lanțuri antiderapante atunci când intră pe drumuri forestiere și să se informeze asupra stării drumurilor și a prognozei meteo.